În acea înfrângere de pe teren propriu cu Botoșanul din aprilie a deschis scorul, după care Botoșanul a întors prin reușitele lui Roman și Enrico Papa. Șansă importantă, Golovka, a fost o mică pierdută ușor de târgovișteni. Golovka! Gol! Gol Golovka! 2-1 pentru Șepși. Încă un gol foarte important marcat de Golovka, după cel reușit în cupă. Nu a marcat Golovka în campionat de o viață din februarie anul trecut. Galben pentru Șamed. Din februarie anul trecut, unul se nu mai marcase într-o victoria lui Șepși cu Hermannstadt. 14 luni. Jamet se cerca a greșit. Sigur, mingea este ușor de viată și nu-i mai dă nicio șansă lui Căbuz.